Comuna Godeanu este cea de-a doua localitate din județul Mehedinți care intră în carantină. Aici rata de infectare cu SARS-CoV-2 depășește 8 la 1000 de locuitori. Drept urmare, Comitetul pentru Situații de Urgență a decis instituirea carantinei zonale pentru Comuna Godeanu. Localitățile din județul Mehedinți intră în carantină una câte una. În comuna Godeanu a fost instituită carantina duminică după ce rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a depășit 8 la 1000 de locuitori. În comuna Godeanu a fost instituită măsura carantinării zonale, începând cu data de 28 martie, ora 8, pentru 14 zile, adică până data de 11 aprilie, ora 8. Măsura a fost propusă ca urmare a faptului că incidența cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori depășește cifra de 8 în comuna Godeanu. Cetățenii trebuie să știe faptul că circulația și staționarea persoanelor în spațiile publice din zona carantinată este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, în baza declarației pe propria răspundere, a legitimației de serviciu sau a unei adeverințe de la angajator după caz. Instituirea carantinei presupune restricționarea circulației după ora 20. De asemenea, magazinele se închid la ora 18. În comună se intră și se iese doar în baza unei declarații pe propria răspundere sau a unei adeverințe de la angajator. Reprezentanții DSP Mehedinți continuă ancheta epidemiologică în comuna Godeanu. Aici, în ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate cazuri noi de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Comuna Godeanu a intrat în carantină din data de 28 martie, cu o rată a incidenței de 8,22, are un număr de 730 de locuitori și în prezent sunt 6 persoane confirmate cu COVID-19. Godeanu este cea de-a doua comună din județul Mehedinți care intră în carantină. În urmă cu o săptămână, în comuna Vânători a fost instituită carantina pentru 14 zile.